În perioada 27 septembrie-3 octombrie a avut loc Săptămâna Reciclării, o campanie derulată de un supermarket cu spații în toată țara. În Deva, cei interesați au putut să aducă la centrul de colectare selectivă peturi, sticle sau doze de aluminiu, iar pentru fiecare recipient au primit 50 de bani sub formă de voucher de cumpărături. Devenii au stat la coadă la automatul de reciclare din parcarea supermarketului chiar și astăzi, în ultima zi a campaniei. Astăzi, devenii au adus la centrul de colectare 10 de saci plini cu peturi de până la 3 litri, sticle și recipiente de băuturi alcoolice și non-alcoolice, doze de aluminiu de până la 1 litru, adunate din propria gospodărie sau de pe unde le aruncă alții. Pe unii e stimulată recompensa financiară, pe alții curățenia în gospodărie. Predăm să reciclăm, să fie curat, să fie liber magazia, cămara și mai departe refolosim. E o faptă foarte frumoasă și o faptă foarte bună. Tot ce ați adus e doar din gospodăria proprie sau ați făcut curățenie și prin jurul gospodăriei? Noi stăm la țară și azi punem acolo, mâine punem acolo, s-a făcut așa. Și acum facem curățenie și în bucătărie și în magazie. Le-am adus aici, am văzut că e campania asta și am venit și noi să le predăm ca să facem un pic de ordine și de curățenie. V-am și un ban să iau de mâncare la copii. Mi se pare normal să facem curățenie și să și câștigăm bani. Nu fac prostii, că adun de pe drumuri, alții fac prostii, eu nu fac. Mai bine mă duc și aduc bidone. Eu și la kilogram vând, serios. Eu vând și la kilogram aici, la unde e fervei, 50 de bani kilogramul. România este codașa Europei în ceea ce privește reciclarea, dar situația se poate îndrepta după ce sistemul de garanție returnare va deveni funcțional, adică începând cu data de 30 noiembrie 2023. De la această dată, consumatorii vor plăti o garanție de 50 de bani la cumpărarea unei băuturi îmbuteliate, urmând ca după golirea ambalajului să îl ducă într-unul dintre punctele de returnare organizate de comercianți pentru a primi valoarea garanției plătite inițial de 50 de bani.